ca aspecte planetare importante în această săptămână, 16-22 ianuarie 2023. Putem spune că Neptun aflat în sextil cu soarele va aduce mai multă imaginație, îi încurajează intuiția, creativitatea, aspectele uh, mistice, uh, relațiile romantice. Luna în scorpion este în cădere, se manifestă dorințe profunde, mai greu de exteriorizat, uh, sunt conștientizate, nu se exprimă cu ușurință aceste tendințe acțiuni discrete, chestiuni secrete, creative, aventuri. Luna este în opoziție cu Uranus. Această aspectare va aduce la un moment dat mai multă autoritate, mai multă excentricitate, nonconformism și relații ceva mai libere între oameni. Opoziția care se formează, dată de. care aduce până la urmă un care un T în prim plan, având ca planetă focar pe Venus, acumulează și frustrări, și impulsivitate, instabilitate emoțională. Lucrurile se pot rezolva în zodia opusă, în leu. Prin uh, încredere uh, a oamenilor în ei înșiși, uh, prin generozitate, prin, uh, trun, uh, prin corectitudine. Venus, aflat în cuadratură cu Uranus, aduce frustrările, aduce mai multă uh, uh, impulsivitate, instabilitate în planul emoțional uh, și ale relațiilor, uh, relații mai ceva mai nonconformiste. În 17 ianuarie deja Luna aflată în Săgetător aduce deschidere față de ceilalți. Posibilitatea de a face analize profunde, sincere, originale, dorința de a călători căutările intelectuale, independența și spiritualitate. În 18 ianuarie deja Luna este în opoziție cu Marte. Aduce, în primul rând, faptul că Oamenii uh, acceptă mai greu uh, uh, regulile uh, și măsurile și lucrurile care împiedică să-și satisfacă dorințele cele mai profunde. Uh, au capacitatea de a se face mai ușor înțeleși, de a lega prietenii, există riscul de a fi și ceva mai violenți datorită lui Marte și riscul chiar de probleme de sănătate, chiar de accidente. Ușoare. În uh, relații, tendința uh, este de a domina unii pe ceilalți. Soarele este în conjuncție cu Pluto, în Capricorn. Aduce ceva aflat la limita conștiinței, a transformării, a morții și renașterii. Se pot uh, elimina din uh, viața oamenilor anumite lucruri care nu mai sunt actuale în relații în viața de zi cu zi, în obiceiuri. În 20 ianuarie, Soarele aflat în Vărsător, în exil, favorizează relații și atracția chiar către ideile noi, către progres. În 21 ianuarie, Soarele are un sextil cu Jupiter. Aduce acest sextil curaj, creativitate, dorința de a comunica, dialogul între oameni. Luna va intra în vârsător și este în peregrinaj. Are și tendința de a aduce în oameni dorința de a lăsa trecutul în urmă, de a se deschide către cunoaștere și spiritualitate. Luna nouă din Vărsător, în 21 ianuarie, tot în această săptămână, aduce posibilități de a analiza, de a dori, de a schimba lucruri, de a aduce ceva nou în viața de zi cu zi. Influența acestei luni noi este mai puternică pentru cei născuți în data de 22 ianuarie, în aprilie. În iulie, în octombrie, este vorba de zodiile fixe din care face parte și vărsătorul, adică taurul, leul, scorpionul. Dacă în apropierea gradului 1 din vărsător aveți o planetă și ascendentul, descendentul, mijlocul cerului sau fundul cerului, această energie a schimbării se va simți mult mai puternic putem uh, să vedem uh, și faptul că această lună nouă, în funcție de domeniul de viață al fiecărei zodii sau de ascendent, aduce o energie specifică, dar oricum o energie specifică care e legată de progres, de nonconformism, de inventivitate, de spiritul de aventură se formează învărsătorul stelium care favorizează deschiderea spre nou, spre aventură, spre nonconformism, spre deschideri sociale și chiar aduce momente de ca oamenii să pună la cale lucruri îndrăznețe.